Prieteni credincioși și nu numai, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun azi care este rugăciunea care îndeplinește orice dorință celui ce o rostește. Părintele Gherontie Puiu de la Mănăstirea Caraiman ne-a lăsat moștenire o rugăciune foarte puternică ce împlinește orice dorință celor credincioși. Într-o noapte, pe când dormeam, m-am trezit cu un bilețel în mână, povestea părintele Gherontie, starețul Mănăstirii Caraiman din Bușteni, județul Prahova. Părintele a mai continuat: n-am știut niciodată cine l-a scris și cum a ajuns la mine. Era dintr-o hârtie obișnuită, dar scrisul nu era deslușit. De-abia am putut să-l descifrez, de parcă erau litere chinezești. Și după ce l-am deslușit, am găsit în el scrisă o rugăciune. Aceasta: Doamne, întoarce-i la bunătate și la rugăciune pe toți vrăjmașii mei. Amin. Și mai scrie acolo că trebuie spusă cu credință de 30 de ori pe zi, vreme de 40 de zile, și că îndeplinește orice dorință a celui ce o rostește. Toți cei care au probleme de orice fel trebuie să spună cu credință această rugăciune de 30 de ori pe zi, timp de 40 de zile, iar Maica Domnului îi va ajuta. Orice creștin are și momente de cumpănă în viață și își dorește ca rugile sale să fie ascultate. Totuși, puțini sunt cei care știu care este cea mai puternică rugăciune pentru a avea succes la orice pas. Atunci când simți că viața devine tot mai grea și că ai nevoie de protecție divină, rostește cea mai puternică rugăciune pentru reușită în viață. Doamne, așa cum arde lumânarea mea de repede luată din Sfânta Biserică, tot așa să-mi ajute Dumnezeu, Maica Precistă și toți sfinții, ca să piară tot atât de repede toate făcăturile, spurcăciunile, toate relele și patimile, blestemele și lucrurile diavolești, farmecele de scântecele, meșteșugurile și uneltele diavolești de la locul unde stau, de la casa mea, din familia mea, de la cei bântuiți de patimi, băutură, cafea, tutun, curvie, jocuri de noroc, neascultare și nesupunere, înjurăturile de cele sfinte, din capul meu, din trupul meu, din sufletul meu, din familia mea. Doamne, ajută-mă să-mi recapăt sănătatea, liniștea, sporul și prosperitatea casei, a serviciului, a locului unde lucrez, să fiu bine văzut, să am spor în casă, în vite, în păsări, să fiu fericit de accidente și de relele întâmplări, eu și casa mea, familia și colaboratorii de la muncă. Doamne, să se depărteze vrăjmașii și să se îmblânzească, să am soartă bună de la Dumnezeu, să mi se dezlege cununiile și făcăturile, să fiu ferit de argintul viu și lucrurile vrăjitore să nu aibă puterea asupra mea. Doamne, ferește casa mea de ură și invidie, de certuri, de bătăi, de boli molipsitoare, de beții, de anturaj prost. Doamne, ferește familia mea și sufletele noastre de toate încercările și răutățile și dă-ne, Doamne, sănătate, împliniri, realizări și viață fără de primejdi. Doamne, întărește-mă și păstrează-mi credința strămoșilor, credința creștinilor. Doamne, ocrotește pe părinții mei, pe frații mei, pe surorile mele și dezleagă blestemele viilor și morților căzute asupra noastră. Și luminează mintea și soarta copiilor noștri, dă-le spor la învățătură și reușită în viață. Doamne, veghează și întărește tineretul și copiii celor d-un neam și o credință cu noi. Doamne, ai grijă de toți copiii și înțelepțește și pe copiii mei. Doamne, dă-ne pâinea cea de toate zilele și liniștea ta cea sfântă. Doamne, să se împlinească toate rugăciunile noastre. Doamne, ajută-ne, Doamne, iartă-ne, Doamne, miluiește-ne. Doamne, fie-ți milă de noi, Doamne al puterilor, fii cu noi. Amin. Rostește-o sau, dacă nu ai timp, atunci ascult-o măcar o dată pe zi, timp de o lună, și vei vedea că inima ta devine mai ușoară și tu privești lucrurile din viața de zi cu zi cu mai multă înțelepciune. Având mintea curată, vei putea să iei cele mai bune decizii și succesul te va urmări la orice pas. De ce trebuie să ne rugăm? Daniel 9:18 ne spune: căci nu pentru neprihănirea noastră se aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Îndurare înseamnă a arăta favoare, compasiune și bunătate. Dovada finală a dragostei este iertarea păcatelor pe care fiecare din noi le-a săvârșit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:16-17. Numai Dumnezeu a făcut lucrul acesta și numai El poate face acest lucru.
Însă dușmanul lui, Satan, a trimis mulți dumnezei falși pentru a înșela omenirea. Nu fi amăgit și nici nu permite ca ceva sau cineva să fie mai important pentru tine decât Dumnezeul adevărat și viu. De ce trebuie să ne rugăm? Pentru ce ne rugăm? Rugăciunea este o cheie spre inima lui Dumnezeu. Rugăciunea este singura cale spre o relație reală și personală cu Dumnezeu. Roagă-te recunoscând că El este Dumnezeu și acceptând iertarea Lui. Romani 3:23-26. Roagă-te ca voia Lui să se facă în viața ta, ca Duhul Lui cel Sfânt să te conducă și să fii umplut de toată plinătatea pe care o are Dumnezeu pentru noi. Roagă-te pentru înțelegere și înțelepciune, Proverbe 2:6-8, 3-5. Roagă-te cu mulțumire pentru toate felurile în care te binecuvântează, Filipeni 4:6. Roagă-te când ești bolnav, singur, când treci prin încercări sau mijlocești pentru cineva, Iacov 5:14-16, Corinteni 12:9-10. Roagă-te pentru a te închina Lui, Psalmul 95:6-7. Nu există niciun lucru pentru care să nu ne putem ruga. Există foarte multe referințe în Biblie despre rugăciune. Biblia ne spune: rugați-vă neîncetat și mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Când alegem să avem o atitudine pozitivă, realizăm că am primit multe binecuvântări pentru care trebuie să-i aducem laudă lui Dumnezeu. Putem avea intimitate cu Dumnezeu prin părtășia cu El în rugăciune. Venim la El prin credință, știind că El ne aude și ne răspunde la toate rugăciunile. Ioan 5:14. Fii sigur că Dumnezeu știe și dorește ceea ce este cel mai bine pentru noi, așa că roagă-L ca voia Lui să se facă în tot ce-i cerem. Apoi mulțumește-I pentru aceasta, chiar dacă încă nu ai primit ceea ce ai cerut. De ce trebuie să ne rugăm? Cum ne rugăm? Iisus le-a dat ucenicilor Lui ca model ceea ce noi numim rugăciunea Tatăl nostru, Matei 6. Pe lângă aceasta, Evrei 4:14-16 ne spune că putem să ne rugăm cu încredere și îndrăzneală, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem deci cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Mai presus de toate, roagă-te cu sinceritate, reverență și smerenie înaintea Dumnezeului Atotputernic. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov 5:16. Biblia ne dă asigurarea că Dumnezeul cel Atotputernic răspunde la rugăciunile slujitorilor săi fideli, dar ne și explică de ce nu ascultă unele rugăciuni. De exemplu, într-un timp când violența era larg răspândită în Israelul antic, Dumnezeu l-a inspirat pe profetul Isaia să spună poporului: chiar dacă faceți multe rugăciuni, nu ascult. Mâinile vă sunt pline de vărsare de sânge. Isaia 1:15. Desigur, cei care nu țin cont de legile divine sau care se roagă având motivații greșite nu se pot aștepta să fie ascultați de Dumnezeu. Proverbele 28:9, Iacov 4:3. Pe de altă parte, Biblia conține următoarea asigurare: indiferent ce am cere după voința sa, El ne ascultă. Ioan 5:14. Dar înseamnă oare aceasta că Dumnezeu răspunde la toate cererile slujitorilor săi? Nu neapărat. Să ne gândim la apostolul Pavel, care l-a implorat de 3 ori pe Dumnezeu să îndepărteze un spin din carnea sa, Corinteni 12:7-8. Este posibil ca Pavel să fi suferit de o afecțiune oculară cronică. Cât de greu trebuie să-i fi fost apostolului? Pavel primise darul de a face vindecări și chiar înviase o persoană, totuși a trebuit să lupte cu propria ei boală. Deși n-a primit răspunsul pe care îl dorea, Pavel a acceptat cu recunoștință răspunsul lui Dumnezeu, Corinteni 12:9-10. Este adevărat că unele persoane biblice au primit răspunsuri miraculoase la rugăciuni, însă nici pe timpul acela astfel de răspunsuri n-au fost ceva obișnuit. Unele persoane credincioase au fost tulburate când li s-a părut că Dumnezeu nu le răspundea la rugăciuni. Regele David a întrebat: până când mă vei uita, o Iehova, pentru totdeauna? Psalmul 13:1. Dar când și-a amintit că Iehova îl salvase de multe ori, acest bărbat fidel și-a exprimat din nou încrederea în Dumnezeu. În continuare aceleiași rugăciuni, el a spus:
cât despre mine, eu mă încred în bunătatea ta iubitoare. Psalmul 13:5. Asemenea lui David și slujitorii de azi a lui Dumnezeu trebuie să persevereze uneori în rugăciune până când primesc răspuns la cererile lor. Din motive întemeiate, părinții iubitori nu le dau întotdeauna imediat copiilor lor lucrurile pe care le cer. În mod asemănător, Dumnezeu ar putea să nu răspundă la cererile voastre așa cum ne imaginăm noi sau atunci când vrem noi, însă putem fi convinși că asemenea unui tată iubitor, Dumnezeu va răspunde la cererile noastre sincere, la timpul potrivit și în modul cel mai bun. Luca 11:11-13. Fără rugăciune ne aflăm departe de Dumnezeu, uneori nervoși, alteori deznădăjduiți și deseori neîmpliniți. Doar prin rugăciune putem afla pacea din sufletul nostru. Sfinții părinți ai bisericii ne învață că Dumnezeu răspunde întotdeauna la dorințele inimii omului, dacă aceste dorințe sunt de folos și conforme cu sfânta sa voie pentru om. De multe ori vedem cum, dorindu-ne din tot sufletul un anumit lucru, Dumnezeu nu ni-l dă și după ani de zile descoperim că acel lucru n-ar fi fost chiar vătămător dacă s-ar fi împlinit în viața noastră. De aceea, să avem nădejde că Dumnezeu ne va da tot ceea ce ne este de folos și să nu ne mâhnim atunci când nu primim întotdeauna ceea ce cerem. Doamne, ai milă de noi și ne mântuiește. Așa să fie, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun pe curând!